La instituția prefectului se organizează periodic lecții de accesare a fondurilor europene. Joi dimineață, un reprezentant de la Ministerul Culturii a venit să prezinte oportunitățile accesării de bani prin programul Europa pentru cetățeni, program ce se adresează preponderent pentru promovarea cetățeniei europene bazată pe valori istorice și nu numai. Pe aprofundarea dialogului intercultural, pe promovarea unor concepte precum toleranța, solidaritatea, democrația, egalitatea de șanse, prin implicarea societății civile. În acest scop, grupul țintă pe care l-am avut astăzi în vedere pentru desfășurarea acestei activități este reprezentat de autoritățile administrației publice locale, organizații ale societății civile, instituții de învățământ, organizații de cultură și de tineret. Mai precis, aceste proiecte au ca scop crearea unor legături între comunități și între cetățeni și autoritățile care derulează proiectele. Pot fi interesați și pot fi implicați în proiecte, de asemenea reprezentanți ai organizațiilor de tineret, ai instituțiilor publice sau private din domeniul culturii, cum ar fi biblioteci, muzee, case de cultură, case memoriale, în măsura în care sunt independente de punct de vedere juridic. Și nu în ultimul rând, alte tipuri de organizații ale societății civile care se implică în sprijinirea, în ajutorarea comunităților locale, mai mari, mai mici. Cuantumul subvenției pentru un astfel de proiect este de aproximativ 100.000 de euro, dar suma poate fi mai mare în funcție de tipul de proiect. Această axă de finanțare este valabilă în intervalul 2014-2020. Una dintre persoanele prezente la ședință s-a arătat pesimistă în privința programului Europa pentru cetățeni. Aceasta a obiectat faptul că axa de finanțare este valabilă până în 2020, iar timpul rămas pentru depunerea proiectelor este unul limitat. Dacă vor fi sau nu depuse proiecte și de către autoritățile botoșenene, rămâne de văzut.